face 12 ani. Bine, a făcut acum 2 zile, dar acum fiind sâmbătă... Sunt copii de se uită la pizza. Uitați cum mai așteaptă toți pizza. Piscina asta îi face poftă de mâncare. Mulți ani, tati! Gata, s-a strâns toată lumea aici, suntem cu toții ca să tăiem tortul. Vrei să stinge lumina, tati? Hai! Așa! M-am 12 ani! The next morning. Care ești, mă? Lavinia s-a dus să facă curat la Casa Românilor. Eu am rămas să fac curat aici. Când eram în România, nici nu știu dacă aveam mătură în casă. Iar de când suntem în America de Sud, am mătura când am mătura toată viața. Ce faci, ta? Unde ai fost? La plajă. Păi, am stat cu Ana, am mers pe slackline. Și acum ce faci? Trăim. Life goes on and on and on. Am încercat să folosesc microfonul ăsta. Oricât ai râde de asta, există o tehnică și în măturat. Cu cât apeși mai tare, cu atât nu mături nimic. Că rămân câteodată singur acasă să fac curat, așa parcă sunt la terapie. Liniște. Y'all niggas got me hot. Hey, well that's exactly where the nigga came for. De hajdiștii fac treabă. Încep cu măturatul. Continuă cu spălavase. După care se opresc să curețe masa. După care iar se întoarce la vase. După care revin la curăța masa. So hard to be doing what you really meant for beauty. But don't I make it look easy. Don't I make it look good. Hey, now you drink up all my liquor. S-a făcut foame de mor. Sper să mai fie deschis aici la garaj pe plajă. Am terminat toate treburile. Da. Mi-a venit garajeul. There was a point in my life where I was just so in love with going real fucking fast. And then it all spun out of control. And I had to look in the mirror. I had to look right in my eyes, down deep in my soul. I had to look at that dark shit, and I had to say, fuck you. I'm never gonna give up. Remember what abuse did. It's time you look at facing as if you in any way understood. It always lowered me to downsize. It always lowered my faith. But it's in the corner rising next to me. It's in the corner like it upstairs. I can't explain the way I feel inside. Maybe mă gândesc la copilăria lui Aris și când mă gândesc la copilăria copiilor noștri,
sunt fericit. Pe cuvânt.